Aș vrea în câteva momente în seara aceasta să ne apropiem asupra unui cuvânt al lui Dumnezeu legat de mântuire și într-un fel să continuăm puțin tema pe care am discutat-o și duminică dimineață. Dacă putem fi sau nu siguri de mântuirea noastră. Mie este greu să-mi imaginez pe cineva cum ar putea să-L laude pe Dumnezeu dacă nu e sigur de mântuirea Lui. Nu, cum să-L binecuvântezi pe Dumnezeu pentru ceva ce nu știi dacă e a tău sau nu e a tău, sau dacă azi îl ai, mâine nu-l ai. Da? Dacă mâine nu-l mai ai, e mulțumit degeaba azi, că înțelegeți ce vreau să zic. Însă nesiguranța mântuirii, care este o doctrină pentru unii, nu siguranța, nesiguranța mântuirii. La alții bănuiala mântuirii, nu siguranța mântuirii, certitudinea mântuirii. Această nesiguranță a mântuirii se bazează pe anumite concepții care, nu trebuie să ne mirăm, sunt luate din Cuvântul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte când Satan a venit să-L ispitească pe Domnul Iisus, nu L-a ispitit cu versete din Coran. Este scris. I-a spus, este scris. Unde? În Scriptură? Vă zice, am un text pentru treaba asta. Satan a avut texte pentru fiecare ispitire care a făcut-o Domnul Iisus. Bun, și oamenii care au nesiguranță mântuirii au și ei texte. Și au citat foarte des textul acesta din Efeseni, Filipeni, capitolul 2, versetul 12. Astfel, dar, preaibiților, după cum totdeauna ați fiut ascultători, spuneți dumneavoastră, fără să citiți, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu cutremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult când acum în lipsa mea. Și îi zic în felul următor. Domnule, dacă Pavel zice du mântuirea până la capăt, înseamnă că e posibil să nu o duci. Unii o duc, unii nu o duc. Aia care o duc ajung la capăt, aia care nu o duc, n-ajung la capăt. Bineînțeles, chestia asta nu-i luată din textul ăsta. E inventată de om. Omul zice, Pavel zice numai atâta, duceți până la capăt mântuirea voastră. Dar ei înțeleg de aici, așa, la o notă de subsol care nu-i scrisă. Nu-i inspirată de Duhul Sfânt, ei înțeleg. Dar mă, că Pavel nu a zis tot ce trebuia să spună. Dar știm noi ce ar fi fost bine să zică. Ce? Duceți mântuirea voastră până la capăt cu frică și cu tremur. Pentru că sunt unii care nu o duc. Dar unii sunt totuși care o duc. Depinde de voința voastră. Punct. Asta e completarea unora. Textul nu spune asta, dar ei zic că cam asta ar trebui noi să înțelegem de aici, chiar dacă Biblia nu spune. Și acum ei zic în felul următor. Perseverența mântuirii depinde de noi, de tine. Dacă vrei să mergi până la capăt, bine. Dacă nu vrei să mergi până la capăt, nu. Și acum aș vrea să ne gândim la mântuire în următorul mod. Sunt trei momente importante ale mântuirii. Primul moment al mântuirii este întoarcerea noastră la Dumnezeu, da? Momentul în care primești mântuirea, în care ești născut din nou, în care crezi în Domnul Iisus și te pocăiești, vii din lume, te hotărăști pentru Domnul Iisus, te încrezi în Domnul Iisus, te întorci la Dumnezeu, lași păcatul și vii la Dumnezeu. Primul moment, convertirea, da? A doua fază a mântuirii după convertire, nu-i destul, a, gata, convertit, nu mai am nicio treabă. A doua fază este să, cum spune Pavel aici, să duci mântuirea până la capăt. Și ultima fază, a treia fază, este momentul în care te duci la Domnul. Fie că te repește Domnul, fie că mori. Te-ai dus la Domnul, s-a încheiat procesul mântuirii tale. Problema mare este cu această a doua fază care ține din momentul întoarcerii noastre la Dumnezeu și până când murim. În faza asta, spune Scriptura, noi trebuie să ne ducem mântuirea până la capăt. Și întrebarea este, e posibil să fii cu adevărat mântuit și să nu o duci până la capăt? Asta e întrebarea. Că dacă e posibil să fii mântuit cu adevărat și să nu mergi până la capăt, până la 50 de ani, de exemplu, cu 3 zile înainte să mori, tu pocăi de 50 de ani, ți-ai scăpat mântuirea, știi pe lume. E posibil asta sau nu? Și aș vrea să citim versetul 13, care de obicei este trecut cu vedere. Ascultați. Spune așa, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Bun, asta este responsabilitatea omului, da? Duceți să o ducă Domnul în locul tău. Duceți să o duci tu, corect? Responsabilitatea ta. Duci mântuirea până la capăt. Merge mântuirea aceasta. Dar uitați ce spune versetul 13. Ne dă o încurajare, o speranță. Zice, du mântuirea cu frică și cu tremur, dar zice, fii terorizat toată viața, că poți să-ți pierzi mântuirea în fiecare zi, în fiecare secundă din viața ta. Ci zice, du-ți mântuirea până la capăt și îți dă o motivație. Căci, pentru că, Dumnezeu este acela care lucrează în voi. Cu alte cuvinte, încurajarea că eu să-mi duc mântuirea e că am parte de lucrarea lui Dumnezeu în mine. Dumnezeu nu stă în spatele nostru și spune, hai Andrei și face galerie. Asta nu-i Dumnezeu. Deci nu mă imaginez mântuirea, unii așa și imaginează mântuirea. Zice, bă, Dumnezeu a făcut totul. Acum zice, totul depinde de tine. Asta este o prostie, cum adică totul depinde de mine. Ce eu pot să înduc mântuirea prin propriile mele puteri? Este o erezie. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Despărțiți de mine, nu puteți să faceți câteva lucruri.
Despărțiți de mine nu puteți să... Nu, despărțiți de mine nu puteți să faceți? Nimic. Nimic. Și zice aici că Dumnezeu lucrează unde? Nu în exteriorul nostru. Nu deasupra noastră. Nu știu dacă ați auzit învățătura asta, că zice că este o fază în viață în care Duhul Sfânt lucrează de peste tine. Nu în tine, numai peste tine. Lucrează peste tine. Nu știu cum lucrează peste tine. Un girofar deasupra ta nu o să vezi cărarea și strigă la tine. Hai, hai, hai. Cum lucrează peste tine? Biblia spune că lucrează unde? În noi. În noi lucrează. Și auziți. Dacă cineva într-o zi, hai să ne întrebăm următorul lucru. Dacă într-o zi cineva mântuit zice, nu mai vreau să merg înainte. Gata, mă încăpățânez, nu mai vreau să merg înainte. Ia auziți ce spune text. Dumnezeu lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și ce-ți dă? Voința! Nu vrei? Ce-o dă El? Nici măcar voința nu putem produce noi. Voința de a ne duce mântuirea până la capăt nu vine de la noi, ci vine de la Domnul Dumnezeu. Și o să ne faci să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Dacă într-o zi te trezești și zici, mă, vreau să trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu, ăsta lucru ăsta nu vine de la tine, ci vine de la Dumnezeu. Asta spune Biblia. Voința ți-o dă Dumnezeu. Dar nu că îți dă Dumnezeu voința, că noi vrem să facem multe lucruri, dar nu apucăm să le facem, corect? Bă, vreau asta, mă duc să fac nu știu ce și n-ai apucat să fac. Și Dumnezeu ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. A, poate lucrul ăsta nu este suficient de clar. Vă mai citesc un pasaj. 2 Tesaloniceni 1:11. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeu nostru să vă găsească vrednic de chemarea Lui și să împlinească, din nou, auziți, în voi ziunii că Dumnezeu lucrează cu noi, așa cumva, cot la cot. El face puțin, noi puțin, El face puțin, noi puțin. Știți cum mai făceau părinții noștri când mergeau cu noi la sapă când eram mici? Vedea că noi rămânem în urmă, mai dădeau cu sapă așa pe rândul nostru de porumb. Dumnezeu nu e așa. Zice, Dumnezeu lucrează nu lângă noi, cot la cot, ci lucrează în noi. În noi. În voi. Cu putere, auziți, orice dorință de bunătate. Dacă într-o zi ai o dorință să faci bine, zici că asta vine de la Dumnezeu. El lucrează în noi orice dorință de bunătate. Zici, bă, te simți așa grozav. Mă, am avut dorința să fac lucrul ăla pentru slava Domnului. A, Domnul ți-o dat dorința aia. Nu doar îți dă dorința, auziți ce spune. Să lucrezi, să împlinească în voi și orice lucrare izvorâtă din credință. Când faci o faptă a credinței, o faci datorită faptului că Dumnezeu a lucrat în tine. Așa că, perseverența mântuirii. Ducerea mântuirii până la capăt se face prin voia lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, că zice, lucrează în noi după plăcerea lui, ne dă și voința și făpturile. Alții spun în felul următor. Domnule, noi nu avem siguranța mântuirii pentru că mântuirea este la viitor. Putem să spunem că noi avem mântuirea acum. Și ei citează pasaje din, de exemplu, 1 Petru. Da, ascultați ce spune 1 Petru. Zice pe 1 Petru 1:5, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Zice, vezi, nu suntem mântuiți. Că mântuirea e gata să fie de... în vremurile de apoi o să fie mântuirea. Acum nu suntem mântuiți. Acum o ținem bine cu ea și o vedea dacă o scăpă în jos, n-am mai ajuns la mântuirea din vremurile de apoi. Dar vreau să citim versetul încă o dată. E adevărat? Repet că sunt 3 faze ale mântuirii. Trecut, prezent și viitor. Despre faza asta viitoare spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință până când? Până la mântuirea gata să fie descoperită în vremea de apoi. Deci Dumnezeu să asigure să ajungi la ultima fază a mântuirii. Da, mântuirea este realizată în trecut, prin har ați fost mântuiți prin credință. Aceasta zice nu vine de la voi, ci darul lui Dumnezeu. Mântuirea trebuie să o ducem până la capăt, dar și ducerea mântuirii până la capăt se face prin faptul că Dumnezeu lucrează în noi și spune textul acesta că ne păzește până la mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Adică eu mă pot pune pe genunchi în seara asta să-i mulțumesc. Doamne, îți mulțumesc pentru mântuirea care mi-o vei da în viitor. Păi, ce arogant, de unde știi că o să ai mântuirea în viitor? Că așa spune Biblia. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Unii știi ce zic? Când citesc versetul ăsta. Satana găsește orice chichiță ca să distorsioneze adevărul, zice. Dar fii atent, zice aici, prin credință. Deci e și partea ta. Eu nu zic că nu e și partea noastră. Dar te întreb, credința de unde vine? Zice, da, Dumnezeu te păzește cu puterea Lui, asta e partea Lui, dar zice aici, prin credință te păzește. Deci dacă n-ai credință, nu te mai păzește. El te-ar păzi, dacă tu nu vrei. Dumnezeu nu te poate obliga. Oh, auziți, aici un pasaj care ne arată și care este sursa credinței noastre. Sursa credinței noastre. Într-adevăr, noi trebuie să credem. Ar fi absurd să spunem că nu trebuie să credem. Auziți, Pavel spune despre întoarcerea Lui la Dumnezeu și trăirea Lui în harul lui Dumnezeu. 1 Timotei 1:14. Și harul Domnului nostru, ascultați, s-a înmulțit peste măsură de mult. Știți harul care s-a înmulțit peste măsură de mult? Cum e aia peste măsură? Și Dumnezeu îți dă har așa cu gram, cu
cu grămadă, la grămadă îți cântărește atâta har azi, că nu merit mai mult. Zice Dumnezeu, harul Dumnezeu s-a mulțit cât? Peste măsură. Cât e, domnule, harul ăla peste măsură? Auziți, cu harul Dumnezeu s-a mulțit peste măsură de mult împreună cu credința. Cu ce s-a mulțit harul? Cu credința. Da, eu trebuie să cred ca să fiu păzit de Dumnezeu. Dar credința asta vine din harul Dumnezeu. Harul s-a mulțit împreună cu credința și dragostea. Dragostea și credința sunt darurile lui Dumnezeu. Alții spun în felul următor. Și probabil asta se aude cel mai des la ortodoxi. Dar am început să o aud și la evanghelici. Zic așa. Zice, domnule, numai Dumnezeu știe cine e mântuit. Ați auzit de asta? Vă zice, voi pocăiți să sunteți aroganți. Și voi vă credeți mai mântuiți? Voi vă credeți mântuiți? Bine, știți, vă, mă, că sunteți mântuiți. Mă, Dumnezeu știe cine e mântuit. Ajunge la balanță, ajunge la gol, la cap. Dumnezeu știe, nu știm noi cine e mântuit. Pavel zice Efeseni, capitolul 2, și ascultați timpul verbului. Prin har ați fost mântuiți. Nu știu că numai Dumnezeu. Paris merită, bă, nu știm noi, numai Dumnezeu știe. Ești mincinos. Dumnezeu ți-a lăsat un cuvânt și a spus că știi și tu dacă ești mântuit. Și prin har ai fost mântuit prin credință. Dacă ai primit harul și credința lui Dumnezeu, ești mântuit. Nu e nicio smerenie să spui că nu ești mântuit. Dacă spune Dumnezeu că ați fost în trecut, cum poți zice, bă, nu-s mântuit? Nu știu dacă ești mântuit. Nu știu dacă am mașina în curte. Nu știu. Bă, eu știu că am în curte. Dacă o am, o am. Ce? Tot învârtim. O am mașina acolo. Am cumpărat-o sau am primit-o, o am. Zice, prin har ați fost mântuit. Dumnezeu a făcut lucrarea aceasta noi. Nu numai Dumnezeu știe. Da, Dumnezeu știe, dar știm și noi. Că așa spune Biblia. Și bineînțeles, mai este părerea aceasta că mântuirea se poate pierde. Mântuirea se poate pierde. Eu vreau să vă spun deschis în seara asta ceea ce cred eu. Nu cred că mântuirea se poate pierde. Pentru că mântuirea este o lucrare făcută de Dumnezeu. Mântuirea este a Domnului. Altceva se poate pierde. Se poate pierde credința. Veți găsi în Biblie foarte multe pasaje care vorbesc despre pierderea credinței, nu a mântuirii. Deci dacă, acum, vreau, spun ironic lucrul acesta, cine găsește cuvântul pierderea mântuirii, eu îi dau 1000 de euro, dacă găsiți în Biblie expresia asta, pierderea mântuirii. Cine o găsește, îi dau 1000 de euro. Dau mașina mea, dau liniște. Nu există așa ceva. Dar există, în schimb, multe pasaje care vorbesc despre pierderea credinței. Pierderea credinței. Și de ce vorbește Biblia despre pierderea credinței? E o diferență. Credința e ceva ce exercită omul, că nu crede Dumnezeu în locul meu. Dar Dumnezeu îmi dă darul credinței, dar nu crede în locul meu. El îmi dă darul și eu cred. Nu crede El în locul meu, da? Nu se pocăiește Dumnezeu în locul nostru. Spunem aberații. Dar mântuirea este o lucrare făcută de Dumnezeu. O lucrare făcută de Dumnezeu. Nu spun eu despre lucrarea lui Dumnezeu că se pierde, ci de credința mea că se pierde. Nu dă eu vina pe Dumnezeu, că lucrările pe care le face Dumnezeu îs neisprăvite. Dacă oamenii care gândesc bine planurile încep o lucrare și o duc la bun sfârșit, cu atât mai mult Dumnezeu. Filipeni, capitolul 1, versetul 6, dacă mă înșel. Cel care a început această bună lucrare în voi, o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Ne bate în joc de Dumnezeu, spune că El își începe lucrări care le-a neterminat. Nu există așa ceva. Dar lucrările începute de om, prin puterea omului, pentru gloria omului, alea nu se sfârșesc. Chiar dacă au o aparență de credință adevărată. Auziți ce spune apostolul Pavel în 1 Timotei. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată. Și ascultați. Dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Dacă există o credință neprefăcută, înseamnă că este una prefăcută, nu? Dacă e una sinceră, înseamnă că e una și nesinceră. Că el imediat vorbește despre unii care au lăsat adevărul lui Dumnezeu. De ce? Chiar nu e. Unii care au o credință neprefăcută, o credință sinceră în Dumnezeu, dar sunt unii care au o credință din asta șmecheră, prefăcută.